acum mai bine de 25 de ani, românii au luptat pentru libertate și au învins. Copiii acelorași români sunt acum amenințați de o democrație prost înțeleasă, care ar dori să șteargă orice urmă de spiritualitate din educația lor. Oferă copilului posibilitatea de a-și cunoaște credința și libertatea de a alege în cunoștință de cauză.